Sub presiunea inflației și a crizei energetice, universitățile din țară s-au văzut nevoite să majoreze taxele pentru studiile prin contract. În unele cazuri, majorarea este nesemnificativă, arată o analiză publicată de Agenția IPN. Și în acest an, cea mai scumpă instituție de învățământ superior este Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Unde cel mai ieftin contract pentru studiile de licență începe de la 19.300 de lei. Ce taxe sunt în acest an, vedeți în reportajul ce urmează. La Universitatea de Stat din Moldova, una dintre cele mai populare și vechi instituții de învățământ superior din țară, cea mai mică taxă pentru studii în acest an constituie 5500 de lei. Este vorba de specialități precum filozofia sau antropologia, de pildă. În schimb, studiile la drept sunt cele mai costisitoare. Studenții care nu vor intra la buget, dar tare vor dori să facă anume această facultate, vor trebui să scoată 12.000 de lei din buzunar. În cazul studenților străini, cu excepția celor din România și Ucraina, taxa de studii este una fixă și constituie 1000 de euro. Dacă vorbim de Academia de Studii Economice, atunci cea mai modestă taxă de studii constituie 9000 de lei. Marea majoritate din cele 19 specialități care sunt studiate la Academie au anume această taxă. Celelalte costă cu aproape 1000 de lei mai mult. Despre studenții din afara Republicii Moldova nu se menționează nimic pe site-ul instituției. Continuăm cu Universitatea Tehnică din Republica Moldova, care după reformare absorbe și Universitatea Agrară. Aici, cel mai puțin pentru studii, vor plăti studenții care vor opta pentru agronomie, horticultură sau zootehnie, 7.000 de lei. Pe când specialitățile cele mai scumpe sunt arhitectura și designul interior, costă 16.000 de lei anul de studii. Studenții străini vor achita o taxă de circa 1.700 de euro pentru majoritatea specialităților. Universitatea Pedagogică Ion Greangă are taxe ce variază între 7.000 și 10.000 de lei. Mai puțin costă studiile la specialități precum limba și literatura română, psihologie ori design interior. La polul opus sunt două domenii mai noi pe piață, animație și game design. Pentru cetățenii străini, taxa de studii este de 1300 de euro. La Universitatea Liberă Internațională, disciplina psihopedagogia este cea mai ieftină, 6000 de lei. Este de fapt o taxă de 2,5 ori mai mică decât cea mai scumpă specialitate. Serviciile publice estetologice, pentru că despre asta vorbim, costă anual 500 13.000 de lei. Pe site-ul universității se mai spune că mărimea taxelor poate fi modificată până la 20 august în funcție de cererea și oferta în sistemul învățământului superior din Republica Moldova. Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu continuă să fie cea mai scumpă universitate de la noi. Cei care vor opta pentru domenii precum sănătate publică sau pentru asistență medicală generală vor trebui să achite 19.300 de lei, fiind și cea mai mică taxă de studii pentru licență. Pe când specialitatea optometria costă cel mai scump, 32.200 de lei. Altfel arată taxele pentru studenții străini. Aici sunt opțiuni în funcție de limba în care sunt predate lecțiile și țara de origine a candidaților. Analizând ofertele pe care le-am găsit pe site, am ajuns la concluzia că stomatologia studiată anume în limba engleză costă cel mai scump. Este vorba de 6.000 de euro pentru un an academic. La Academia Ștefan cel Mare, unde învață viitorii polițiști, taxa de studii pentru licență este um unică 9000 de lei. În schimb, la Academia Militară Alexandru Cel Bun, studiile la licență sunt gratuite. Potrivit unei analize agenției de știri IPN, anul acesta instituțiile de învățământ superior din țară au scumpit taxele de studii, în unele cazuri nesemnificativ, din cauza că este inflație și criză energetică.